O familie din comuna Bălești pasionată de agricultură a reușit să pună pe picioare o afacere înfloritoare cu solarii în care cultivă legume. Ulterior, producția este comercializată atât în piețe cât și în câteva magazine din Târgu Jiu. Familia Balaci este în prezent unul dintre cei mai importanți producători agricoli din comuna Bălești. Aceasta deține 4 solarii, iar cel mai mare sprijin l-au avut prin intermediul programelor finanțate de fonduri europene pe care menzilul familiei a reușit să le acceseze. În prezent, în cele 4 sere găsim cultivate mai multe tipuri de verdețuri pe care agricultorii încearcă să le producă în mod cât mai natural. În cele 4 solarii care le avem, avem cultivat salată și ceapă și usturoi, deci verdeață în general. Afacerea este a băiatului meu, a luat prin proiectul 6.1 pe fonduri europene. S-a dezvoltat, e o afacere de familie, așa muncim noi numai familia și încercăm să ducem cât mai departe tradiția satului care s-a ocupat cu cultivarea legumelor și distribuirea lor. Familia Balaci cultivă în solarii roșii, vinete, ceapă, salată, usturoi și ardei. Agricultorii se pregătesc ca peste câteva zile să iasă pe piață cu salată și speră că și în acest an să aibă desfaceri, mai ales pentru că produsele sunt bio, de cea mai bună calitate. Noi am avut și anul trecut desfacere la ce am cultivat, roșii, vinete, ardei. Sperăm că avem și anul acesta. Încercăm să facem legumele cât mai bune, să fie aproape eco, nu le administrăm îngrășăminte naturală. Anul trecut, familia Balaci a cultivat 3.000 de fire de roșii, 2.500 de fire de vinete și aproximativ 2.000 de fire de ardei și speră ca și în acest an cultura să fie la fel de bogată.